De ce m-am dus în Franța? Mi s-a oferit un proiect foarte frumos și atunci am zis, de ce nu? Am primit un scenariu în limba franceză pentru o miniserie TV și prima dată eram un pic așa franceză, nu știu dacă să intru într-un proiect de genul ăsta. Am citit scenariul, mi-a plăcut foarte tare și mi-a plăcut și personajul care mi se propusese. Și atunci am zis, am să încerc. Merg la casting și vedem ce iese. Și din fericire am luat castingul, după care am plecat la Paris să mă întâlnesc cu regizorul și în octombrie am început filmările. Cred că vorbesc mai bine engleză. Eu am terminat engleză înainte de teatru și franceza nu era chiar extraordinar de... Dar o știu destul de ok și mi s-a părut o provocare. Cumva și simțisem eu așa de câteva luni, mă apucasem să citesc în franceză, fără nicio explicație logică aparent. Și m-am gândit că era un semn, poate, că trebuia să vină ceva de genul ăsta și eu trebuia să fiu gata. Pentru că n-am primit niciun fel de coach, niciun fel de ajutor de la nimeni din echipa franceză, pur și simplu a trebuit să mă descurc și să vin gata pregătită pe platou. Și mă mai corectau așa din când în când regizorul sau asistenta care se ocupa de scenariu. 18 ani. Propunerea am primit-o prin agenta mea de la Paris. Am o agentă la Paris care din când în când îmi trimite scenarii și... fie în franceză, fie în engleză, depinde. Mă știau, da. Mă știau de la Cannes, firește, da. După câțiva ani de teatru, ca să încep așa o poveste, primesc așa un telefon în care mi se propune să vin la un casting pentru noul film al lui Cristian Mungiu și iau castingul după 3 încercări, așa. Joc în film. Filmul intră în competiția de la Cannes în 2012. Mergem, prezentăm filmul. E mare, mare succes, așa, oamenii sunt foarte încântați. Venim înapoi acasă, după care primim un telefon după 3 zile să ne întoarcem, că e ceva pentru noi acolo. Și da, a venit premiul de interpretare feminină, care a fost așa o mare surpriză, că nu ne așteptam. N-am stat să mă gândesc prea mult. M-am gândit cumva că dacă au venit înspre mine proiectele astea de film, înseamnă că acum e momentul, chiar dacă am făcut numai teatru câțiva ani de zile, și acum trebuie să mă arunc înainte. Da, nu cred că e întâmplător. Când vine ceva spre tine, așa mă gândesc eu, ești oarecum pregătit, că altfel poate n-ar veni, s-ar duce la altcineva. Așa îmi place mie să cred, cel puțin. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar... Cred că e important, în primul rând, pentru că am lucrat într-o altă țară și într-o altă limbă. Asta a fost o provocare foarte mare și chiar am vrut să văd ce iese și cum e să lucrezi cu o echipă din altă țară, să fii singurul străin de pe platou și cum e să ți se facă dor de limba română. Că am trecut și prin asta. Dar ce mă interesează cel mai mult atunci când primesc un scenariu e povestea și personajul. Dacă citesc scenariul și povestea cumva... îmi vorbește și personajul la fel, atunci simt că, da, ar trebui să spun da proiectului respectiv. Cristina, cea de-a doua, e un personaj care a existat în realitate și a fost considerată una dintre eroinele rezistenței franceze. Ea e mătușa lui Vladimir Tismăneanu. O chema Cristina Luca pe când era la Sorbona
după ce s-a căsătorit, a devenit Cristina Boico. A fugit la un moment dat în Franța, la Paris, și s-a implicat în mișcarea de rezistență și în organizațiile evreilor și a participat activ la tot ceea ce se întâmpla acolo. E un personaj foarte, foarte interesant și mi-a plăcut să citesc și despre perioada asta și despre ea. Am găsit în cărțile lui Vladimir Tismăneanu despre mătușa lui și am avut așa o perioadă de mult, mult studiu, spre deosebire de celălalt film unde n-a fost același mod de abordare, să zic. Aici aveam nevoie de partea asta istorică și de detalii ca să simt mai bine cum e, ce a fost, să știu detalii despre cum trăiau și ce li s-a întâmplat, da. Prima dată era straniu pentru că erau foarte multe lucruri noi. Trebuia să vii deja pregătit, cum ziceam, să știi totul ce ai de făcut. Nu aveam 20-30 de duble, aveam 3-4-5 cel mult și trebuia să-ți intri repede în formă și să faci ce ai de făcut. Și am lucrat prima dată cu mai multe camere. Acea scenă trebuia filmată de mai multe ori din diverse unghiuri și trebuia cât de cât să iasă la fel. Da, au fost multe lucruri pe care le experimentam atunci pe loc. Și eram așa cu simțurile 100% deschise ca să... Da. Să fac totul cum trebuie. Așa mă simt pe platou de filmare de obicei. Mă simt în alertă. Așa am senzația că nu am voie să iau pauză de la genul ăsta de atitudine, că aș pierde ceva. Mi se pare că trebuie să fii foarte, foarte prezent și nu ai voie să-ți iei așa câteva minuțele de pauză și de lene sau nu. Pentru miniseria franceză a trebuit să învăț cum e să nu filmez cronologic și asta a fost una dintre noutăți și cum să-mi construiesc personajul ca să aibă totuși un cap și o coadă, să-i urmăresc destinul, chiar dacă eu filmam scenele complet altfel. În cinema... Mă rog, eu zic doar de un film, nu știu cum e în cinema în general, dar aveam senzația că avem foarte mult timp, ceea ce pe platou de filmare francez n-am mai simțit. Ritmul e mult mai alert și trebuie să fii foarte pe fază, să cauți mai puțin și să ajungi repede la un rezultat, ca să zic așa. Cu filmul lui Cristian aveam senzația că îmi pot permite să caut mai mult, mai multe variante, mai multe nuanțe și faptul că am filmat cronologic și a fost filmat plan-secvență a însemnat ceva. Cred că ne-a ajutat în construcția personajelor. Filmul e foarte puternic și faptul că noi am filmat în ordine cronologică, eu cred că a ajutat foarte mult. Pentru că genul ăsta de poveste presupune o acumulare de tensiuni și de emoții. Și atunci era cumva firesc să se filmeze așa. Și cred că ne-a ajutat pe toți, pe fiecare în parte. Cine vine să trăiască în mănăstire, trebuie să se elibereze de toate cele lumești. Să știi că mami și cu părintele, că m-a intrat la bănuiele. Bă, n-ai voie aici, tu nu înțelegi. Andai afară din biserică, Dumnezeu a tuturor anumai a vostru, să știi. Focul se stinge de acum.
decideți plecare, că așa nu se mai poate. Prinde în România pe Dumnezeu. La mâna de fiul părinte! Vrei să mă fut că popularul este azur? Întrebarea pe care o auzeam cel mai frecvent referitor la mine și la prezența mea pe un platou de filmare francez era: cum am ajuns acolo? Locuiesc la Paris? Nu! Da, pentru că sunt actori români care locuiesc la Paris și lucrează în filme, dar faptul că eu locuiesc în țară și lucrez aici, li se părea puțin straniu. Cum am ajuns eu să joc în miniseria franceză? Și le explicam că am un agent la Paris și așa am primit scenariu. Și erau foarte surprinși că știu atât de bine limba franceză și că pot juca într-o limbă străină. Asta li se părea lor ceva extraordinar. Știau de premiul de la Cannes, da, da. A fost o echipă foarte frumoasă, s-au purtat foarte, erau foarte amabili și respectoși și nimeni nu te jignea niciodată cu nimic. Totul era făcut așa cum se spunea, dacă cineva ți-a promis că face ceva astăzi pentru tine, pentru că ai nevoie, așa se și întâmpla și erau bine organizați, a fost ok. Miniseria e produsă de Alan Goldman, care a produs și La Mom cu Marion Cotillard, și pentru că în 2014 se împlinesc 70 de ani de când Parisul a fost eliberat de sub ocupație nazistă și el, iubind foarte tare perioada asta a rezistenței franceze, la fel și scenaristul Dan Frank, a vrut să facă așa ca un fel de miniserie eveniment și să aibă calitatea unui film de cinema și să sărbătorească Marea Eliberare. Am simțit uneori un fel de răceală, să zic, a celor din echipă. Dar e și modul lor puțin mai distant așa de a se comporta. Nu am interpretat-o neapărat în sens negativ. Și oricum aveam atâta treabă că nu mă mai gândeam. Și dacă ar fi fost persoane care ar fi avut ceva cu românii sau ar fi avut o problemă cu străinii pe un platou de filmare francez, nu mi-am bătut capul cu asta, sincer, pentru că eram prinsă în ce aveam de făcut și vroiam să iasă cât mai bine. Și în general eu nu prea mă uit așa în stânga și în dreapta. Când mă apuc de o treabă, sunt hotărâtă să merg până la capăt. În Franța nu am lucrat foarte, foarte mult împreună cu regizorul. Cum spuneam mai înainte, trebuia să fii cumva deja pregătit. Tu trebuia să fi găsit personajul, să fi găsit nuanța care trebuie. El te ajuta destul de puțin. În primul rând pentru că nu e foarte mult timp. Totul are altă viteză decât în cinema. Și nu mai e spațiul ăla al nesiguranțelor și al căutărilor și trebuie să te arunci. Trebuie să iasă. Din 3-4 trebuie să iasă. Și oricum, în ceea ce privește diferențele de stil, de joc ale actorilor, eu cred că absolut fiecare actor pe lumea asta are propriul lui stil și are propriile lui metode și nu cred că există o singură rețetă care să funcționeze. Plus că în funcție de personaj aplici altceva. Cum am lucrat la Alina, în modul ăsta mai visceral așa și mai intuitiv, nu mai puteam să lucrez la Cristina pentru că era un personaj complet diferit și nu mai era impulsivitatea asta și partea asta vulcanică. Era altfel. Și atunci trebuie să mă adaptez la ea și să o ascult și să văd ce îmi spune că are nevoie și să-i dau exact ce are nevoie. Și cred că actorii în general așa fac, își modifică stilul și abordarea în funcție de cum e personajul. Cred, dar nu știu. Adică cel puțin eu așa fac. La mine așa funcționează. M-am împrietenit cu personajele principale din miniserie. E o actriță din Belgia
care are 17 ani și mai sunt încă doi actori, tot așa, 20-21 de ani. Și a fost foarte frumos cu ei, ne-am distrat și a fost așa, am avut senzația cumva că suntem cumva o gașcă. Gașca eroilor din rezistență și... Da, și păstrăm legătura, ne scriem, povestim, ne trimitem poze. Da, s-a legat așa ceva foarte frumos. Eu am și mulți prieteni în Franța și am fost de multe ori până să merg la Cannes. Fusesem și la Cannes odată cu niște prieteni, așa în trecere. Și da, și am vorbit franceză de multe ori când m-am întâlnit cu ei. Nu mi-era străină Franța și nici limba franceză și nici cultura franceză și nici literatura franceză pe care o iubesc foarte tare. Și atunci a venit așa ca un fel de continuare a unei prietenii mai vechi. Ceva concret nu e acum. Aștept niște rezultate de la niște castinguri. Singurul lucru care se întâmplă cert e că merg la TIFF, la Cluj. Abia aștept să mă reîntâlnesc cu orașul meu cel drag. Și e pentru prima dată când o să fiu într-un juriu la un festival de film. Și sunt convinsă că o să fie foarte interesant și că o să cunosc mulți oameni speciali.